Nu, bine putem să-l arătăm? Nu, 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 putem să-l arătăm telefonul. Da, e de la... Deci e magnific. E la cu care am copilărit eu. Da, să intri puțin pe WhatsApp. Mi-am schimbat firma, că n-aveau decât o singură firmă avea rost. Am înțeles. Ce mai e pe Instagram? Ce mai e? N-am nicio ce. Facebook, Instagram, Instastory, foarte nimic. Tare, nu folosesc. Tare. TikTok? Dacă nu știu nimic să fac, nici TikTok? Nici numele să fac. Mă chimi, și ce dormirea mie de Serghei Mizin? Pe cuvânt, da. Doamne, nu l-am mai avut în emisiune de... Păi e greu cu dimineața. E greu cu dimineața. Cu dimineața fără coare. Dar ce face Serghei Mizin într-o zi obișnuită? De când se trezește până noaptea, târziu? Depinde. Depinde. Acum, în perioada de... De vară, estivală. De lucru, să zic așa. Așa. Merg la mare sau nu beau un șpriț. Acum mă scol 10:30. Da. Hai că e acceptabil. Da. Păi mă culc foarte târziu. Așa. Merg cu caia cu vreo oră și ceva pe lac. Da. Sau cu bicicleta prin pădure. N-ai educație. Viață grea. Da. Na. Na. Viață grea, nu știu cum rezistă. Bun. Păi trebuie să fac sport la o anumită vârstă, nu? Corect. Da, corect. Și după aia vin la... șantiere, prânzul rupă cafenele în Floreasca. Bun. După masă iar la șantiere și după seara iar la restaurant. E, uite, imaginează-ți tu cum sună pentru noi, că ne trezim la 5:30. Ce mă trezesc pe la 10:30? Mă duc, mă dau o oră cu caiacul, mă plimb după aia cu bicicleta și după aia mă duc un pic pe șantiere, după aia rup cafenele. Cafenele, e, dă seama ce ne-ai făcut nouă, că ne-ai băgat, ne-ai băgat. Păi mai e ceva ce fac. Da, corect. Și noi, fraier, că nu trebuia. Adevărul că mă scol la 5:30, m-ar încurca complet. Și târziu, de ce faci în anii târziu? Ce... Ei stau pe acolo cu... O cină romantică. Nu, fac eu cine romantice. Pe bune, nu? Când a fost ultimul gest romantic pe care l-ai făcut? Niciodată. Cum niciodată? Păi cum să fac gesturi romantice? E genul care atunci când e ziua de naștere cuiva drag, copil, soție, prieten, dă cardul, poftim, du-te în magazin, îți deci am spus-o ce vrei. De mie de ori pe mine m-ar încurca chestia asta să vii la o femeie să sun la sunerie ca bou cu o floare în mână. De ce? Eu dacă aș fi femeie, pleacă, mă, dă-te în floarea. Ia zi, e fata lău, nu? Dă-te în floarea. E chestie imbecilă. De ce? Nu știu, așa mi se pare mie, să dai o floare. Ci că minții flacăra aprinsă. Flacăra cui? Ci că fetele au nevoie de chestiile astea, să le arăți, no, sensibilitate, nu, să le arăți. Nu, domne, nu. Păi mi-e vrează și ziua femeii și toată imbecilitate. E, da, e și ziua bărbatului, să știi. Păi, tot e un imbecil. Degeaba, oricum n-o simțim niciodată. Nu, dar nu e o chestie aiurea, le vezi pe toate alea. La restaurante vorbesc între ele grase, mamă, cum face al meu, cum nu face al... Eu nu poți să mergi, bă, fă în altă zi să trebuie să vorbești cu aia, trebuie să mergi de ziua femeii. Păi e o zi da, care n-a, ne sărbătorăm. Dar să n-am parte, că am avut resonatatea timp. Stăteam în spate, dacă le vedeai pe alea ce discutau, te împușcai. Zi-mi-o cea mai penibilă discuție pe care eu sunt trăit. Erau penibile, că el nu face, că ăla face, că ea a fugit, că n-are fugit, că ăla nu știu ce. Dar asta făceau restul, când le vedeai foarte elegante, distinse, femei de succes, făceau nimic. Și acolo se întâlneau. Te puteți să întâlnești o zi pe Anca Vaca să vorbești ce a făcut bărbatul că e ziua femeii. E o imbecilitate. Nu știu cum să spun, dar eu cu soția ta aș vorbi despre orice subiect posibil și imposibil. Și după ce pleacă de la noi din emisiune, Star Matinal sau Star Magazin, în pauză stăm de vorbă, povestim, unde și cât un sfat. Adică nu știu cum deci, să spun, dar e plăcere. Nu, stai că să nu înceapă lumea, să că iar mă înjură toată lumea. Nu avem discuții de genul ăsta unul cu altul și eu nu cred în ce în chestiile astea. Nici în asta nu cred. Dar știi că mulți se întreabă de acasă, așa aparent, voi sunteți două firi total opuse. Păi suntem total opuse. Cu toate astea, cum s-a ați convițuit atâția ani de zile? Fiecare și etajul lui. Leșit! Fiecare pe etajul. Băi, poate să fie și asta. Cum ia... eu mă uit la alte chestii, ați uit la alte chestii și nu... Da, eu sunt o persoană, cum să spun, vezi că toată lumea zice așa, nu suport agresivitatea la femei. Oh, normal că nu, păi femeia trebuie cum să fie delicată. Cum să vii să bați femeia? Ești cretin, dacă vrei să te bați, nu te bați, să aduc eu 2-3 bătăuși, te bați că ești ciumec, nu? Bați femeia. Să o jignești, adică n-am avut niciodată chestii în astea, adică... Foarte frumos. Îi fac, adică ce îi fac? Face ce vrea, adică banii cu alea, cu, adică nu... Nu că eu leșin, deci vacanțe la... împreună, ceva? Cu prieteni. Cu prieteni. Cum? Da. Doar cu prieteni? Anturaj. Cu anturaj? Da, și cu ea împreună. Și ea, dar ea stă pe plajă, citește, eu stau la restaurant și mă uit cum citește ea. Citește numai ea. Citisem un articol mai devreme despre Serghei Mizil, de acum, de pe vremuri când m-am născut eu, că făceai bani într-o săptămână încât ți-ai fi permis să cumperi un apartament sau o dacie. În ce perioadă?
În perioada comunistă. Păi atunci se făceau banii mult mai ușor decât acum. Toată lumea, stai puțin, iar mă înțelege, mi-a greșit. Cei care aveau anumite, știi că eu recunosc tot timpul, aveau anumite privilegii. Da, da, așa e. Cu sportivii, eu și văd că și alții au fost și președinți care mai cărau un blug, mai cărau o chestie, ce făceam și noi, înțelegi? Mi-au recunoscut ei, mi-au recunoscut ei, nu? Gândește că dacă veneam cu un 200 perechi de blugi sau 300 de casete sau cu playere, cu alea le vindeai în două zile. Era nenorocire dacă... Da, se făceau banii foarte ușor, dar era și... Aur, lănțișoare, verighete... Și paradoxul ăla că nu prea aveai pe ce cheltui. Da, în perioada la nivelul ăsta. Adică nu puteai să îți iei mașină de lux sau îți iei vilă sau... Da, oricum, era ținta pe tine după aia. După ce nu că erau ținta, că ăia înainte au fost mult mai deștepți decât ăștia. Adică mortul Ceaușescu, ăla-s foarte clar, bă, dacă vrei să fii demnitar și asta, îți dau eu, nu ți-i faci tu. Da. Îți dau casă, îți dau vilă, îți dau alea, cât ești bine, după aceea te întorci înapoi. La ăștia care au stat și-au luat, n-au luat mai o casă și o vilă, au luat toată țara, nu? Deci. A fost cât de cât a fost deștept în chestia asta. Vă dau eu dacă nu, vrei să conduci. Foarte deștept. Foarte deștept. De ce să soi? Așa, erau alte condiții, așa, alte... Nu, îți dau casă la nivelul ăsta, dai casa statului. Cât ești demitar, stai că nu te întorci la tine. A fost o perioadă mai ușoară pentru tine din punct de vedere al afacerilor? Ți-a fost după aceea greu să te menții? Nu, pentru că am avut și o zodie norocoasă, adică de când m-am născut până acum, mi-a mers în plin. Nu a fost pentru că am avut și, cum să spun, și am trăit și cu lumea bună, am trăit și cu, hai să spun cum să spun eu, cu strada. Da. Serghei, am eu o întrebare la tine. Stai puțin. Și mie nu mi-a fost greu atunci, adică având și strada și asta, șmecheria și vorbele și astea, te descurci complet altfel decât dacă școala ești care, școala vieții, când nu care stai numai în casă și studiezi. Am eu o întrebare. Da, tu care ai trăit... Dacă am fost fată sau bea când eram mică... ai trăit două perioade total diferite. Cea dinainte de Revoluție și după. Da. Ce ai păstra din regimul trecut, în perioada noastră? Ce ai aduce în ziua, ce crezi că s-a stricat și ar... Pentru că tu ai trăit din plin și vremurile. S-au întors, s-au inversat valorile. Adică înainte un profesor, un intelectual, un doctor mare sau ceva era apreciat și putea să facă o carieră și asta, acum ăștia sunt arestați, alergați și făcuți varză și șmecheria... Le-a luat locul, ăștia care au făcut bani, că am vândut 50.000 de terenuri și acum sunt dracu gol. Și... Dar de fapt n-au nimic nici aici, nici... Nu, și asta e o șmecherie, dar nu mai există respectul față de doctor, față de artist, față de artă, față de scriitor. Păi mai spune un scriitor. Da, influencerii, vloggerii. Este puțin blogger. Am avut o cultură, poate să zic că ăștia orice, adică în perioada aia, pentru că ăia cât au fost de, cum să spun, de, hai să zic, nu cretin, că după aia mă jură lumea că am avut cretin pe comuniști. Au oprimat, cum au fost ei cu, așa, ei s-au bazat pe, adică au ieșit afară cu arta, sportul și cultura. Așa e. Păi când acum, dacă... Eu mă uit, eu știi că am terminat arte plastice, păi toți sunt morți de foame, nu mai există nimic. Înainte aveai toate condițiile care vrei ca artist, atelierul pe gratis. Acum ne-a trecut la meșteșugarele aia care facem placheurile astea. Aveai casă de cultură la munte, unde stăteai pe gratis, la mare, ca să poți să creezi. La Roma, te lăsa să creezi, da. La Academia de Roma stăteai acolo pe banii statului, lucrai, aveai atelier, făceai expoziție, nu? Acum te duci la Roma, să mai furi două portofele, să mai spargi o casă, ce mă zice nimeni să picteze. Minima geamă acum pe Serghei președinte. Știi că ar fi o treabă, pentru că a trăit în două regimuri total diferite și exact. Poți să... De-aia, nu întâmplător te-am întrebat, ci prin faptul că tu trăind din plin ambele perioade, poți să spui mai ușor și ce anume era, și era, ce era bine atunci. Și mai era o chestie atunci, respectul față de lege, indiferent cine era. Ce era? Respectul față de lege.
respectul față de... Uite, apropo de liniștea asta despre care vorbeai... Care liniște? Liniștea asta sufletească, apropo de afaceri, pentru că ziceai că în ultima perioadă tot asistăm la... Dar nu e o liniște sufletească, tocmai că... încarcerări și dosare peste acum dosare. Acum e o nebunie să din punctul meu de vedere, să faci afaceri acum în România, trebuie să ori să fii dement, ori să ai nervii foarte tari. În toți anii ăștia, de când ai intrat în lumea afacerilor, începând din regimul trecut și până acum, au fost nopți în care poate ți-a fost, ai dormit cu frică? Nu. Ai pus întotdeauna în fiecare seară capul liniștit pe pernă? Nu, dar nu mi-e frică. Unul e Serghei. Dar nu mi-e frică. Nu. Adică am stat cu toți tovarășii mei. Vin ceva te sperie de moarte pe tine. Trebuie să ai o frică, o teamă, ceva, un punct sensibil. Nu mi-e frică nici de că dacă mi-era frică de moarte, sau asta nu mai beam, nu? Nu, să nu... Nu consumați în exces alcool. Nu consumați în exces alcool, doar. Consumați doar pe blat. Auzi, dar lumea asta, showbiz-ului, cum ți se pare? Cu fetele astea, cu influențărițe, cu blogger, cu vlogger, cu nu mai fete, în general, showbiz-ul românesc. Băi, și asta mă, adică nu știu cum să spun, să îmi spună mie unul pe, mă uit la toți ăștia, în primul ce mă enervează că veneau la restaurant, cât aveam restaurante, venea el cu ea, ea stătea pe telefon, pe telefon și mâncau pe lângă, nici puteam un cuvânt. Ce mi-ai scos, bă, fraiere, pe asta la restaurant, ca să ce, să vorbești și plus că influențează pe tineri ăștia. Eu am văzut niște chestii care trebuie să mut, adică niște fake-uri din astea că suntem numărul 1 la înghițit, la halit astea. Cum să-mi spună mie un fraier, un vagabond pe ăla că e așa și o să mă duc ca bou sau să fac să-l cred pe ăla, nu? Da. Da, fără adică, să știi cu adevărat dar, spre nu, ce dar, te duci. Dar niște, o chestie care, îți dau un exemplu, o chestie care clar că era o imbecilitate și o minciună. Era, făcuse un filmuleț la alegeri cu Iliescu, înțelegi, care spunea nu-l votați pe Ponta, că e un criminal, că e așa, și mi-a arătat ăștia la restaurant copiii. Bă, uite, bă, noi, uite, spune ăsta că ăsta. Zic, bă, boule, pe pute, spune ce-ți pe tine. Când acum o să vă spună, dar nu stai chiar nevoie să, ce să facă, că după aia purați amendă. Înțelegi? Și adică, să nu intrăm în politică, că și păi așa nu politică, e... ți-am dat un exemplu, da, nu mă interesa asta. Adică eu nu judec, bă, dacă vreau să mă duc a boul la urna aia morții mății, da? Păi trebuie să mă mintă pe mine un fraier pe ăsta ce să fac sau nu mă uși eu la 5 emisiuni, la 4 posturi. Adică și să gândești, și cu să gândești tu, nu? Să spun un bou, nu? Că o să spună nu mai mânca asta, nu mai vă căsătoriți, eu știu ce îi mai inventează. Asta la povești o oră întregi cu Serghei Mizil. Pe mine mă enervează cum să mă ducă pe mine niște fraieri să mă ducă cu telefonul unde vor ei. Serghei, eu zic așa, m-am reîntors pe final de star matinală și vreau să știu, Serghei, de la tine, pe unde pleci în vacanță? Zi-mi un exemplu de asta de vacanță exotică, ceva. Nu am cu exotice. Oh. Eu sunt cu marea noastră. Nu-mi spune. Da. Așa. Stau la Mamaia mult. Bun. Am și un apartament acolo. Restaurantul îl mai ai? Nu. 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 Nu se putea lucra. Bună mâncare acolo, apropo. Dar nu poți să lucrezi în domeniul ăsta, mai ales nu Constanța. Și în afară, undeva, în Maldive, o Thailanda, o... Nu, Grecia. 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 Perfect. Da. Distracție plăcută, Zorin. Data viitoare trebuie neapărat o oră să stai aici la noi pe canapea. Să atingem toate subiectele, că am fost discuție tare. Vacanță frumoasă și să-i spui că o pup și o iubesc pe Cora. Este preferata mea aici, când la inimioară. Când o văd, când urci la etaj la ea. Îi dau un mesaj.